Bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Asimetric. Sper că și de data aceasta vă veți simți bine împreună cu noi. Alături de mine de data aceasta am două invitate, pe Mirela Doci și pe Cristina Tănase. Bine ați venit, doamnelor! Bine te-am găsit! Bine te-am găsit! Mă bucur foarte mult că sunteți împreună cu mine. Astăzi vom parcurge mai multe subiecte, dar care se întrepătrund între ele și care cred că ne vizează pe fiecare dintre noi. Pornesc eu la drum cu subiectul pe care l-am propus pentru conversația noastră, un subiect pe care am impresia că tindem parcă să îl privim mai mult ca pe un eșec și nu ca pe o normalitate. Și mă refer la oboseală. Cred că probabil acum mai mult ca oricând, de când suntem atât de înconjurate de rețele de socializare, dar nu numai din cauza lor, din pricina lor, ci și, nu știu, când mergem în vizită pe la vreo prietenă de-a noastră și vedem că toate sunt în ordine, că a făcut nu știu câtă mâncare, nu știu câte feluri, că temele copiilor sunt făcute și așa mai departe. Adăugați voi ce vreți la lista asta și ni se pare super wow cum reușește să le facă pe toate și să fie în formă. Iar noi ne gândim, vai de capul meu, nu reușesc să fac nici jumătate și sunt foarte obosită. Și de asta spun că de multe ori prin comparația asta și cu atât mai mult, evident, în rețele de socializare, când vedem doar o realitate incompletă, că din realitatea întregită, cred că fac parte și perioadele de oboseală. Și poate că uneori sunt perioade scurte, alteori sunt perioade prelungite de oboseală, uneori simțim că suntem copleșite de cât de multe avem de făcut, de îngrijorări, de necunoscut, alteori cred că avem atât de multe de făcut și simțim că există așteptări multiple din partea oamenilor. Nu știu dacă voi rezonați cu asta sau nu, dar cred că ajungem de multe ori în punctul ăla în care vrem să fim de toate pentru toți. Alteori simțim că avem mult prea mult de dus, mai mult decât am putea noi duce. Și cred că alteori intenționat ne aglomerăm programul pentru că avem pe undeva și impresia asta că un program supraaglomerat înseamnă succes sau un semn al succesului, pentru că așa interpretăm, cât faci mai mult, înseamnă că ești mai de succes. Și cred că la toate astea se adaugă și presiunea asta a realității urgente, aș numi eu, în sensul în care de foarte multe ori, da, nu ai confortul de a renunța la ceva din programul tău pentru că trebuie să-ți întreții familia, pentru că trebuie să ajuți în nu știu ce direcție, pentru că la job ai urgență și așa mai departe. Adică, probabil că unele dintre noi avem un anumit confort și reușim să ne mai luăm cât un concediu din când în când sau câte o zi liberă, dar nu toată lumea poate să facă practica asta. Deci și presiunea unei realități urgente și revin și la ideea asta de presiune că ne este frică să nu dezamăgim pe cineva dacă nu facem ceva sau dacă nu realizăm un obiectiv. Și atunci, nu știu dacă sunteți de acord cu ce am spus eu până acum, dar sunt curioasă. Cum arată perioadele de oboseală în viețile voastre sau ce vă obosește sau vi se întâmplă? Că poate sunteți dintre persoanele cărora nu vi se întâmplă, cu toate că mă îndoiesc. Dar cum experimentați voi oboseala? E parte din viețile voastre, nu e? Da. Cine vrea să zică prima? Poți să începe. Mirela mă aprobă mai mult decât Cristina. Când mă gândesc la perioadele de oboseală din viața mea, mă gândesc la faptul că mi-asum de multe ori responsabilități dincolo de ce pot în perioada respectivă. Nu țin cont de sezonul din viață în care sunt și practic în felul ăsta depășesc ceea ce pot să fac. Un alt lucru este că nu mi încarc suficient bateriile. De exemplu, nu îmi trag hrană spirituală suficientă, poate nu am odihnă fizică suficientă, dar chiar și faptul că nu mi-au timp să fac lucruri care îmi dau energie. Dacă îmi permit să fac aici o mențiune, poate că doar eu resimt asta, dar cred că din pricina, și cu atât mai mult cred că se întâmplă fenomenul ăsta dacă trăim în orașe aglomerate, cum este Clujul unde filmăm astăzi, da?
un oraș aglomerat din start vine cu alte pretenții, cu un program mult mai sufocant, prin simplu fapt că de multe ori trebuie să plătecem mult timp în trafic sau ca să ajungem dintr-un punct într-altul. Dar un program aglomerat cred că ne-a făcut să uităm de hobby-urile și pasiunile noastre. Mie mi este foarte greu. Nu pretind că sunt cea mai ocupată persoană în lume, nu nici de cum, dar dacă cineva m-ar întreba, dacă acum m-ați întreba care este hobby-ul tău, așa repede, nu știu ce aș răspunde. E foarte greu, da. Cred că nici nu ne mai cunoaștem pe noi înșine. Iartă-mă dacă te-am întrerupt, da. Da. Aș adăuga la ceea ce tu ai spus, aș adăuga că de multe ori ne tragem semnificația din validarea pe care oamenii ne-o dau. Cum spuneai tu că, ok, nu vrem să dezamăgim. Și când eu îmi trag semnificația din validarea oamenilor, atunci, sigur, ajung într-un punct în care nevoia mea nu este împlinită. Sunt într-un loc în care aștept să primesc acea odihnă care numai Dumnezeu poate să mi-o dea. Acea împlinire a nevoilor de semnificație, de valoare, care numai Dumnezeu poate să mi-o dea. Și cred că împreună cu validarea asta vine și o dorință legitimă de a dori să fim de folos. De a dori să ajutăm, dincolo de validarea în sine, dar ne dorim să fim parte acolo și atunci, de multe ori, ne asumăm exact ce spuneai tu, poate un pic mai mult decât putem duce în sezonul în care suntem. Dar vreau să o și pe Cristina. Cum experimentezi tu oboseala? Dacă ar fi să mă descriu pe mine, cred că o ilustrație ar ajuta. A fost mai de mult o reclamă la două tipuri de baterii. N-o să spun numele lor. Nu le putem numi. Una dintre ele era genul de baterie care la un moment dat începe să meargă mai încet. Și este experiența pe care am avut-o folosind un casetofon cu casete. În momentul în care o baterie începe să se mai merge consume, din ce în ce mai încet. Exact, începe să fie o lălăială, o melodie așa mai lălăită. Și este un alt tip de baterie, o baterie care merge foarte bine, dar la un moment dat se oprește brusc. Eu aș spune că m-aș descrie în prima categorie. Deci cred că încep să resimt oboseală, dar sunt gata să merg un pic mai departe, să mai trag un pic de mine, pentru că mai am încă o listă. Lista mea pe ziua respectivă nu este încă finalizată. Și atunci sunt gata să merg, poate nu fac lucrurile chiar de nota 10, chiar de calitate, dar găsesc o satisfacție ajungând la finalul zilei și știind că am împlinit ceea ce am avut pe acea listă. Dar este foarte adevărat ce a spus și voi, că uneori pe acea listă pun prea multe lucruri. Și asta nu neapărat că cineva îmi cere, ci pur și simplu că este, cred că noi ca și femei, este dorința aceasta de a mulțumi, de a face bine, de a ajuta. Mai primim un telefon, o solicitare și avem o inimă deschisă să... Și cred că, și vorbesc ca și femeie singură, bun, asta este un pic un alt subiect, dar cred că și acel instinct matern cumva face parte din treaba asta, pentru că vrem să îngrijim. Avem instinctul ăsta de a-l îngriji pe celălalt și atunci se leagă. Dacă cineva ne dă un telefon, nici măcar nu stăm să ne gândim de multe ori, ci acționăm pentru că avem instinctul ăsta în noi. Dar curiozitatea mea, Cristina, legat de exemplul tău, de ilustrația ta, este și întrebarea pentru amândouă, de fapt, care dintre cele două cazuri e mai periculos? Pentru că al doilea caz. Pare că al doilea caz e mai periculos, pentru că de obicei când colapsăm în halul ăla, înseamnă că am ajuns la o surmenare destul de periculoasă, dar pe de altă parte, când începi să primești semnale că ești prea obosită, ce facem cu semnalele respective? Ne oprim, nu ne oprim, mergem mai departe, că și atunci dacă mergem mai departe, cu toate că pricepem că suntem obosite, s-ar putea să ajungem tot la același soi de colaps. Cred că aici poate să intervină și oamenii din jurul nostru, au un rol important, primim un feedback de la ei, poate că sunt momente în care chiar nu-mi dau seama cât de obosită sunt. Ceea ce îmi doresc să fac, lista mea este suficient de bogată și vreau să și sunt suficient de motivată ca să le împlinesc. Dar
poate să fie cineva din familia mea, cineva care mă vede și poate să-mi dea un feedback și să-mi spună că cred că ar fi bine să iei o pauză. Mm-hmm. Și mă gândesc la un moment din viața mea, eu am 3 copii, acum sunt mari, sunt adulți, sunt studenți toți 3, dar a fost un moment în care ei erau micuți. Mm-hmm. Și 2 dintre ei sunt gemeni. Anul în care s-au născut gemenii, având deja un copil acasă, a fost un an foarte drăguț, dar cu multe provocări. Uh-huh. Și a fost un an opositor pentru mine, din multe puncte de vedere. Uh-huh. Și mi-amintesc de un moment în care soțul meu a venit în ajutorul meu. Uh-huh. Și mi-a spus, Cristina, cred că ai nevoie de o pauză, te văd că ești obosită. Și cred că ar fi bine să încerci să îți găsești un pic de timp pentru tine și un pic de odihnă în afara casei, pentru că aici te văd că nu poți. Dacă unul din copii începe să plângă, cu siguranță s-a terminat odihna și pauza. Și o prietenă bună care locuia în Cluj singură, am povestit cu ea și s-a oferit să-mi dea apartamentul ei. Deci pentru o zi întreagă, de dimineață până seară, bineînțeles că am lăsat pentru copii toate cele necesare ca să poată să fie îngrijit. Soțul meu și-a luat liber de la servici, a stat cu copiii, iar eu m-am dus și am avut un timp pentru mine în care am și dormit, am și citit, am făcut ceea ce mi-era dor să fac, pur și simplu să-mi încarc bateriile. Și a fost, sincer spun, a fost un pic de sentiment de vinovăție. Cum adică să îmi permit eu în momentul acesta așa de important că, da, ca și mamă să-mi las copiii mici, dar sincer spun, m-am întors o mamă mai bună. Și faptul că mi-am luat o pauză, o mică pauză, m-a ajutat să nu mai merg așa lălăit, ci să vin cu multă energie, cu multă dragoste, multă răbdare și dedicare. Mi-a venit în minte doar o mențiune pe care vreau să o fac foarte rapid, pentru că ai dat exemplul cu copiii când erau mici și creșteai. E foarte important. Și mă întorc și la ideea de comparație. Să nu ne comparăm unele pe celelalte prin prisma asta, pentru că se prea poate ca ceea ce mă obosește pe mine să nu te obosească pe tine. Uh-huh. Și viceversa. Poate că sunt mame care sunt super energice și toată ziua după copii. Poate că sunt mame care nu sunt atât de energice. Uh-huh. Eu, nefiind mamă, nefiind soție, pe mine mă obosesc alte lucruri. Uh-huh. Și atunci, cred că din punctul ăsta de vedere, doar vreau să fac mențiunea asta pentru că e foarte important să nu ne judecăm prea aspru nici pe noi înșine, dar nici pe femeile din jurul nostru. Pentru că de multe ori mai facem comentarii de astea care nu sunt răutăcioase, dar mai spunem așa, o să vezi când o să ajungi tu în locul meu, aia este oboseală, știi? Așa. Fiecare experimentăm, exact ce ziceai tu, Miriada, perioade diferite și sezoane diferite. Uh-huh. Eu am învățat 2 lecții importante pe care încerc să le enunț repede, mi le-am și notat să nu cumva să le uit și sunt niște lecții pe care de fapt le tot învăț. Una dintre ele, mi-am notat aici și am zis, inima agitată are nevoie de tihnă pentru ca bucuria să pătrundă în ea. În urmă cu mai mult timp am avut o discuție foarte, foarte benefică și binevenită cu un prieten care predă teologie la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul UBB de aici, din Cluj-Napoca, și el, fiind pasionat de viața părinților deșertului, a folosit ideea asta de cât de important este din când în când să ne retragem în chilie. Mm-hmm. E, acum, dacă sunteți ca și mine, sau cine ne urmărește este ca și mine, de multe ori, exact din acea dorință genuină de a ajuta pe alții, nu am nici răbdarea, nici timpul neapărat să mă opresc, să mă uit în interiorul meu, mă ignor cumva pe mine de dragul de a merge mai departe. Și ce se întâmplă este că de multe ori atunci când ne retragem în chilie, ne întâlnim cu haosul din inima noastră. Și cred că e important din când în când să ne întâlnim cu acest haos, să dăm nas în nas pentru ca să mai ordonăm lucrurile pe acolo. Uh-huh. De multe ori, da, uneori e efectiv nevoie de somn, de recreere, dar de cele mai multe ori se adună un haos în noi pe care îl ignorăm și oboseala se perpetuează. Și atunci dacă nu ne retragem din când în când în chilie, și asta poate să semne, nu știu, 10 minute pe zi, 20 de minute pe zi, o oră pe săptămână, nu știu, poate să însemne ceva diferit pentru fiecare, dar mie mi-este foarte benefic, foarte greu, dar foarte benefic. Și asta merge mână în mână cu cealaltă lecție pe care o tot învăț, și anume, am zis așa, dacă nu suntem martori ai prezentului, ratăm revelația actuală. Cu alte cuvinte, suntem atât de adâncite în programul nostru zilnic că vedem, dar nu observăm.
Altfel spus, nu avem nicio problemă să credem că Dumnezeu este atot prezent, dar nu ne bucurăm de prezența Lui. Inima noastră e ațintită pe lucrurile multe pe care le avem de făcut, dar nu pe Dumnezeu însuși. Și cred că de multe ori confundăm pacea și odihna pe care, de moment, pe care ni le pot aduce lucrurile astea recreative cu, de fapt, pacea și odihna care se pot întâmpla în interiorul nostru. Și cred că această pace și odihnă de foarte multe ori se află îngropate sub frământările noastre, sub îngrijorările noastre, sub oboseala noastră. Dar ca să ajungem la acea pace și la acea odihnă, avem nevoie de Dumnezeu să ne îndrume. Și da, de foarte multe ori, pacea asta și odihna asta nu vor fi neapărat depline din punct de vedere emoțional sau nu va fi acel calm deplin pe care ne-l închipuim, dar redescoperim siguranța faptului că Dumnezeu este cu noi. Și cred că asta este foarte important și ne duce spre subiectul tău, Mirela, cred, legat de echilibru. Da. Multă vreme m-am luptat cu gândul ăsta, am avut întrebarea asta, pentru că fiecare dintre noi purtăm multe pălării în viața asta. Suntem fiice, suntem soții, suntem mame, suntem colege, avem o misiune de la Dumnezeu și cumva încercăm să le împletim astea cât mai bine. Și asta a fost frământarea mea pentru multă vreme. Cum pot să fac un echilibru bun între domeniile diferite din viața mea? Și stând și gândindu-mă, uneori având chiar eșec în asta, chiar o oboseală prelungită despre care tu spuneai, am ajuns la concluzia că sunt câteva lucruri care, dacă le țin, fac mai bine. Și primul lucru care l-am realizat a fost că, oricând m-aș strădui, nu pot să obțin un echilibru perfect între domeniile vieții. Practic, echilibrul ăsta este un echilibru dinamic care se schimbă în funcție de factori. Menționam chiar sezonul din viață. E foarte important. Dacă ești căsătorită, dacă nu ești căsătorită, dacă ai copii, ce vârste au copiii, dacă ești sănătoasă în perioada aia. Exact. Și o a doua lecție pe care am primit-o a fost faptul că dacă eu am o intimitate mai mare cu Dumnezeu, pot să înțeleg care sunt prioritățile, ce trebuie să fac practic eu în fiecare sezon din viață. Uitându-mă la Iisus, am văzut că El a avut această intimitate cu Dumnezeu într-un raport foarte mare. Am văzut că practic prioritățile Lui au fost aliniate cu tatăl său. Și m-am gândit, de unde a știut el când să hrănească mulțimile, când să vindece bolnavii, când să învețe mulțimile și când să se retragă și să petreacă timp doar cu ucenicii lui. Și răspunsul l-am găsit în faptul că de multe ori în Noul Testament este menționat câte un verset scurt. Iisus se trezea de dimineață, se ducea într-un loc pustiu și se ruga. Sau, seara, trimitea pe ucenicii lui înainte și el rămânea pe munte și se ruga. Și atunci am realizat că, de fapt, dacă eu am o astfel de intimitate cu Dumnezeu, eu pot să îmi aliniez prioritățile mele mult mai mult în raport cu misiunea pe care mi-o dă mie Dumnezeu. Și gândindu-mă la această intimitate, cât de importantă este, faptul că, pe de o parte, ne direcționează, viața ne dă o călăuzire specială, ce să facem, ne împrospătează, că vorbeam despre oboseală, da? Dar chiar și faptul că ne reamintește că identitatea noastră nu este bazată pe ce spun oamenii, pe validarea lor, ci faptul că noi suntem fiicele regelui și că avem
o identitate, o misiune de la el. Plecând de la asta, aș vrea să vă întreb cum voi țineți la a avea o intimitate cu Dumnezeu în momentele în care este aglomerat în viața voastră, în mod special. Cristina, te las pe tine, te bag pe tine la înaintare. Da, și pentru mine este important să am zilnic un timp cu Domnul. Și în timp am realizat că acest timp este important, dar nu este foarte urgent. Adică dacă ar fi să facem un fel de tabel și pe verticală să avem cât de important sau neimportant și pe orizontală urgent sau neurgent și să împărțim activitățile pe care le avem de făcut într-o zi, cu siguranță un timp cu Domnul este important, dar neurgent. De ce? Așa cum a spus și Mirela, l-am putea foarte bine să-l avem de dimineață, prima dată când ne trezim, putem să-l avem în timpul zilei, depinde și de programul și de serviciu pe care-l avem, putem să-l avem și seara. Poate că apare ceva, o urgență, cineva din familie sau un telefon și cineva are chiar atunci nevoie de ajutorul nostru și e ușor să spunem, vreau să am timp cu Domnul, dar pot să-l am peste jumătate de oră. Și de aceea, cred că astfel de timpuri sunt foarte importante să fie puse în program. Pentru că chiar dacă le considerăm importante, dacă nu sunt puse în program datorită faptului că nu sunt neapărat urgente, adică să se împlinească chiar în secunda asta, avem mare tendință să amânăm, să amânăm, să amânăm și să nu mai fie în ziua respectivă. De aceea cred că este important ca fiecare să ne gândim acum, în perioada în care sunt, în sezonul în care sunt, în luna în care sunt, că poate programul se diferă de la o lună la cealaltă, când este cel mai bun timp pentru mine să stau liniștită cu Domnul, să citesc, să mă rog, să-mi analizez viața și să-L trec în program. Pentru că, cum spuneam, dacă am listuță acolo și cred că fiecare dintre noi, știu că nu avem o listuță fizică, o avem cumva în mintea noastră, în inima noastră, o să tindem să o împlinim, pentru că suntem responsabile de felul nostru ca ființe. Da, mi-a plăcut foarte mult că ai zis asta cu faptul că timpul acesta de reîncărcare sufletească, spirituală, cum vreți să o numim, trebuie pus în program. Pentru că de foarte multe ori tendința este, mai ales atunci când e o zi foarte aglomerată, să tot amânăm timpul ăla și chiar să ne renunțăm la el. Dar Dumnezeu nu se va supăra, nu e ca și cum Dumnezeu stă după colț și ne taxează pentru că nu am avut acel timp. E tot înspre beneficiul nostru. Dar eu ce am învățat, apropo de întrebarea ta, este că atunci când îmi este mai încărcat programul, atunci am cea mai mare nevoie de acel timp pus deoparte. Exact. Este foarte contraintuitiv. Pentru că intuitiv este evident. La lucrul ăsta pot renunța, hai să mă apuc de toate lucrurile și treburile pe care le-am astăzi de făcut. Dar mi-am dat seama că ce mă liniștește, apropo de ce ziceam și mai devreme, că tindem să ratăm ce se întâmplă. Adică, da, e foarte aglomerat programul, dar nici măcar nu ne putem bucura, practic, de tot ceea ce Dumnezeu ne revelează în ziua aceea, pentru că nu am avut acel timp de pauză în care să ne recalibrăm, reconfigurăm, cum vreți să ziceți. Și asta încerc să fac. Nu-mi iese tot timpul. Apropo de faptul că ziceai, Mirela, că echilibrul perfect nu există. Nu există. Poate că există pentru o zi, două. Nu ține. Poate că uneori, dar poate uneori chiar ne iese pentru o zi, două, dar să nu cumva să lăsăm frustrarea faptului că a treia zi nu ne-a mai ieșit și înseamnă că, vai de capul nostru, ce rău am eșuat. Da. Da, și continuând ideea, a mai fost un lucru la care am meditat, a fost că, ok, pentru că nu există un echilibru perfect și că sezoanele se schimbă, avem nevoie să ne evaluăm din când în când viața, să vedem, ok, care sunt lucrurile importante acum. Și pentru mine, dându-mi seama că este este o complexitate mult prea mare să iau fiecare domeniu din viață, le-am redus cumva, le-am încercat să pun domeniile astea în doar patru categorii mari. Am gândit, ok, pentru mine e important să investesc în relațiile semnificative din viața mea,
care înseamnă, ok, familia, poate prietenii cei mai apropiați, familia extinsă. Apoi am o misiune de la Dumnezeu, am o slujbă, o carieră, și asta este important. Este un alt domeniu care de multe ori noi femeile nu dăm atenție la el. Faptul că avem nevoie să ne uităm din când în când cum ne avem grijă de sănătatea noastră. Și când mă gândesc la sănătate, nu mă refer numai din punct de vedere fizic. Mă refer la sănătatea emoțională. De exemplu, ok, cum îmi fac o igienă a emoțiilor mele, de exemplu. Mi-au timp să exprim emoțiile, să nu las poate neiertare sau amărăciune în viața mea. Să vezi ce este prin haosul ăla din inimă, apropo. Exact, ce spuneai tu. Și ce tu. Trebuie ordonat. Da, da. Și sănătatea spirituală. Să am timpul ăla în care aduc la lumină păcatele înaintea lui Dumnezeu. Le mărturisesc. Deci, sănătatea ca fiind o categorie importantă și un alt domeniu care noi femeile îl uităm foarte mult este, ok, locul ăla, lucrurile alea frumoase care ne aduc bucurie, energie, care sunt date de Dumnezeu, pasiunile noastre. Și aș vrea să vă întreb, cum mențineți voi, cum dați atenție la aceste patru categorii mari? Iarăși trag cu ochiul către Cristina. Da, și eu cred că este o realitate aceea că nu putem să le ținem în echilibru în fiecare zi. Da. Dar cred că sunt perioade în care putem să ne focalizăm mai mult pe unul dintre domenii. Și cred că un ajutor pentru mine este să am cumva o prioritate, o listă de priorități pentru domeniile astea. Pentru că având o listă de priorități, mă ajută să iau decizii. Uneori lucrurile se întâmplă neplanificat și atunci trebuie să iau o decizie pe loc. Spun da sau spun nu. Apropo și de oboseală, cred că unul din lucrurile care ne face să ne consumăm toată energia este că ne e greu să spunem nu. Și atunci mă ajută să știu care sunt prioritățile. De exemplu, dacă prioritatea numărul unu pentru mine sunt relațiile semnificative, să spunem, da? Mai ales într-o perioadă în care copiii sunt mici, cred că orice mamă se gândește că acolo este prioritatea ei să aibă grijă de copilaș, dar totuși, chiar dacă ești o mamă și ai copii mici, cred că sunt foarte benefice anumite perioade care să le pui deoparte pentru dezvoltarea ta, poate să fie un curs pe care îl faci, poate să fie un curs de referitor la pasiunea pe care o ai, poate să fie o mică pauză, un concediu, ceva aparte și atunci ai putea să spui pentru o zi sau pentru două zile, prioritatea mea s-a schimbat. Chiar dacă îmi iubesc copiii, vreau să particip la cursul acesta că mă ajută în carieră. Ce am făcut eu în astfel de momente și a fost, zic eu, un ajutor, știind că urmează un proiect sau urmează un curs pe care să-l fac, că voi fi departe de copii, am petrecut un pic mai mult timp înainte de a pleca. Am avut grijă că atunci când mă întorc acasă să le aduc un mic cadouaș, o surpriză mică și apoi să petrec un timp cu ei ca să restabilesc prioritatea relației mele. Am avut grijă să le mulțumesc că au fost ascultători față de soț, dacă au stat cu soțul sau bunici sau persoana care am lăsat, persoanele care au stat cu ei în lipsa mea, să le mulțumesc și să încurajez că au fost ascultători și așa mai departe. Și atunci spune că a fost un echilibru. Sunt momente în viață care ni le dedicăm un pic mai mult pentru pasiuni. Pentru mine, de exemplu, un astfel de moment ar putea să fie cel dinainte de Crăciun. Îmi place, pe lângă faptul că facem curățenie, mâncare și nu, lucrurile astea obișnuite, îmi place să decorez un pic în casă. Și îmi place să fac decorațiuni cu mâna mea. Acolo este momentul în care cumva mă răsfăț. Mă răsfăț pentru că îmi pun un pic deoparte un astfel de timp, dar îl planific din timp. Adică știu că urmează să fie Crăciun și atunci spun, ok, ce anume ar trebui să fac ca să pot să am o zi sau două zile sau cât consider că este necesar pentru proiectul pe care vreau să-l fac, astfel încât să pot să am acel timp pus deoparte. Mm-hmm.
Și cred că în timp fiecare dintre noi ajunge să ne cunoaștem mai bine. Și poate n-am făcut foarte bine de prima dată, dar pe măsură ce timpul trece ne cunoaștem și reușim să facem și o listă de lucruri și de priorități mult mai bine și să ne iasă lucrurile mai. Dacă tu, Cristina, ai vorbit despre ordonarea priorităților, pe mine ce mă ajută, ca să-ți răspund la întrebarea ta, este în funcție de perioada în care mă aflu, să îmi stabilesc niște obiective pe fiecare dintre domeniile astea. Măi, uite, pentru o perioadă asta, următoarea lună sau depinde de ce poate să însemne ca și timp, îmi stabilesc că vreau să ating obiectivul ăsta, ăsta și ăsta. Evident, trebuie să fie realizabile pentru perioada respectivă, trebuie să fie de folos, dar când știu că am un lucru de care vreau să mă țin, dau un exemplu. Când ai zis relații semnificative, mie mi-a venit un pic altceva în minte, pentru că fiind singură, și apropo de asta, cred că de multe ori persoane singure sau femeile singure tind să se aglomereze și mai mult, așa, pentru că au foarte mult timp la dispoziție și atunci se aglomerează cu o grămadă de lucruri. Fac și eu același lucru și mi-am dat seama, apropo de relații semnificative, și pot să vă mărturisesc că un obiectiv personal este ca în următoarea perioadă să am grijă să investesc în relații care sunt semnificative și pentru mine, pentru că ce fac, de multe ori și prin prisma slujbei mele și a proiectului în care sunt implicată în foarte, și mă investesc în foarte multe relații care sunt semnificative ele ca și valoare, dar nu pentru mine neapărat personal. Adică nu e ceva care pe mine care să mă... Care te hrănește pe tine. Exact. Exact. Și atunci, uite, ăsta este un obiectiv, să mă asigur că în următoarea perioadă, fiindcă mă simt mai obosită, să mă asigur că caut să ofer și să dedic timp relațiilor care sunt semnificative pentru mine personal. La fel cum, de exemplu, tu ai vorbit despre sănătate și pe mai multe paliere, dar pe mine nu sunt un fan al dietelor neapărat, dar e foarte important ca odată la ceva timp să-mi fac un reset și atunci urmăresc un pic mai atent ce mănânc și asta mă ajută în perioada asta. Poate că, nu știu, poate că și asta cu sănătatea, rămân un pic la sănătatea fizică, pentru că de multe ori ne neglijăm din punctul ăsta de vedere. Exact. Ignorăm durerea fizică, nu căutăm ajutor specializat, tratăm acasă și am eu o mamă pe acasă pe care tot o încurajez de ceva timp să se mai ducă din când în când la câte un medic și știu ce înseamnă. Adică, de multe ori, inclusiv faptul că te programezi la un control pentru o anumită suferință. Exact, sau ceva regulat doar ca să vezi dacă tu ești bine și asta face parte din echilibrul respectiv. Pentru că aceste două de care vorbeam, sănătatea și pasiune, care noi le trecem cu vederea, de fapt, afectează celelalte două. Exact. Mi se pare că nu sunt așa de importante, dar pentru timp mai îndelungat, dacă nu le luăm în seamă, ele nu ne dau voie să investim mai departe în relațiile cu familia sau în carieră. Exact. Da? Aș mai adăuga că un lucru care avem nevoie este acela de a ne da nouă și altora har. Da. Deci cu toate planurile pe care le facem, care-s bune, cu cele mai bune intenții pe care le avem, uneori pur și simplu lucrurile ies total diferit. Și aici intervine și credința noastră, să avem încredere că Dumnezeu este în control, chiar dacă noi nu mai suntem în control în situația respectivă, chiar dacă lucrurile nu au ieșit cum trebuie, dar trebuie să dăm har celorlalți din jurul nostru și nouă înșine. Și mi-aduc aminte de un moment, apropo de priorități, a fost moment în care copiii au crescut și n-a mai fost nevoie să fiu cu ei peste tot. Când mergea unul dintre copii, avea niște activități extrașcolare și în acea zi în care el avea activitățile extrașcolare, eu urma să vorbesc în fața unor oameni, aveam un seminar. Și tocmai m-am ridicat în picioare să vorbesc. Aveam obiceiul să am telefonul, puneam pe silence, dar avea ceasul foarte mare pe ecran și m-a ajutat ca să știu și să mă... Să te poți orienta. Da, să mă orientez cât
pe subiectul pe care îl vorbesc, să nu depășesc timpul și așa, așa că l-am pus lângă mine. Și exact când să deschid gura și să încep să spun ce am de spus în fața oamenilor, am primit un apel de la băiatul acesta al meu. Acum, băiatul acesta al meu deseori ne-a dus la urgențe, fără să vrea, dar așa s-a întâmplat. Așa că în momentul în care am văzut un apel, mi s-au muiat picioarele. Eram în față și știam că este total, total neprofesionist să răspund la telefon. Când tu tocmai începeai predece. Dar apropo de ce spuneam înainte, aceea că te ajută să iei decizii bune când ai setat niște valori. Am spus chiar dacă asta este finalul și ultima dată când vorbesc în fața oamenilor, copilul meu este mai important decât mine. Și de fapt, cunoscându-mă pe mine, am fost conștientă că dacă nu răspund la telefonul ăla, nu o să fiu în stare să fiu coerentă și să spun nimic din ce am și de spus. Și cum ai procedat? Mi-am cerut scuze, am spus exact același lucru, care vi l-am spus și vouă, știu că nu este potrivit, dar am un apel de la unul din copiii mei și deseori am fost cu el la urgență. Știu că n-ar suna dacă n-ar fi ceva important, vă rog să mă iertați, am să răspund la telefon. Ce a fost interesant este că nu se întâmplase nimic grav, doar a uitat. A uitat. Când eu în acea seară vorbeau în fața oamenilor, era foarte entuziasmat de ceea ce s-a întâmplat și ar fi vrut să împărtășească cu mine. A fost așa de dulce. Și a fost așa de dulce. Când mi-am dat seama, m-am bucurat și am spus, nu putem vorbi acum. Uite, chiar acum sunt în fața oamenilor, vorbim acasă. Bineînțeles, el și-a cerut scuze, eu mi-am cerut scuze în fața auditoriului, eu cred că toți s-au simțit cu mine. Exact, într-un fel. Exact despre asta vorbeam mai devreme când ziceam de presiunea eșecului, că de multe ori avem impresia, măi, dacă nu fac un lucru, e se capăt de lume. Se sfârșește pământul. Exact. Știi, pe când nu s-a sfârșit. Nu s-a sfârșit și e eu omenesc. Cred că, da, e omenesc și cred că pur și simplu trebuie să avem curajul să fim autentici. Mm-hmm. Dar, a spune, data viitoare când am vorbit în față, am luat niște măsuri ca să nu se mai întâmple același lucru. Adică am avut o discuție ce se poate, dacă se întâmplă ceva de viață și de moarte, ceva de urgență, ce anume trebuie făcut, care sunt niște pași, pe cine se sune și așa mai departe. Deci am rezolvat niște lucruri ca să nu ajung din nou. Ai învățat în situație. Am învățat, da, am învățat. Cum prioritizăm relațiile în familie? Că aici e bucățica ta, aici e zona ta de experiență. Da, da. E... Ca să mergem un pas mai departe și mai specific în conversația noastră. Uh-huh. M-am gândit zilele acestea că unul dintre băieții mei, apropo am doi băieți și o fată, unul dintre băieții mei face școala de șoferi. Oh. Și... Cum stai cu emoțiile la acest capitol? Dacă am dat-o bine că este încă în procesul de învățare, emoțiile mari o să fie după ce ia carnetul. M-am gândit că este ușor pentru noi să acceptăm că pentru a avea un carnet, de un permis de conducere, trebuie să investim puțin timp în a parcurge un curs teoretic și câteva, care nu sunt chiar puține, ore practice. Timp în care suntem ajutați să dezvoltăm niște abilități care poate până atunci nu le-am avut, cum ar fi să parcăm, să parcare laterală cu spatele, să pornim, să oprim, diverse abilități de care avem nevoie pentru a fi un șofer bun. De asemenea, orice meserie pe care o avem necesită un anumit timp de pregătire și uneori chiar ani. Este foarte ușor să acceptăm asta. Însă, mi se pare că atunci când vine vorba despre relația de căsătorie, cumva este o așteptare ca armonia, unitatea dintre cei doi să se întâmple de la sine. M-am gândit oare de ce este așa? Și cred că un posibil răspuns ar fi acela că pentru a fi șofer sau profesor sau medic implică o mare responsabilitate și nu numai pentru tine, ci și pentru alți oameni. Pe când dacă ne gândim la relația de căsătorie, cumva avem așteptarea că este ceva personal, mă privește pe mine și pe el. Poate asta ar fi un răspuns. Dar aș vrea să vă citesc un citat pe care l-am găsit și la care am meditat foarte mult. Este de Dave Harvey, care spune așa: căsătoria face parte din cultură și depune în permanență mărturie cu privire la Evanghelie.
Singura întrebare este dacă mărturia este una bună sau una proastă. Am stat mult și m-am gândit și mi-am dat seama că este o mare responsabilitate în felul în care ne trăim relațiile și în special relația de căsătorie. Nu este doar despre mine, chiar dacă este o relație între mine și soțul meu, în permanență sunt ochii îndreptați. Ne trăim relația de căsătorie în fața copiilor noștri, în fața familiei, familiei extinse, în fața lumii până la urmă. Și transmitem ceva prin felul în care ne trăim viața. Este un proverb în Scriptură care ne este adresat nouă, în 14:1, care spune așa: femeia înțeleaptă își zidește casa, iar femeia nebună o dărâmă cu însăși mâinile ei. Și m-am gândit că o parte din responsabilitatea transmiterii unei mărturii bune o avem și noi ca și femei. Și cred că este benefic să ne punem întrebarea cum poate o femeie să fie înțeleaptă? Cum se poate pregăti pentru căsătorie o fată? Sau dacă este deja soție, cum poate să fie o soție bună? Ce credeți? Acum trag cu ochiul înspre Mirela. Te las pe tine. E o întrebare foarte bună pentru o femeie singură. Și de multe ori m-am gândit, mi-a plăcut foarte mult expresia asta, am auzit-o în mai multe rânduri. Sper că răspund la întrebare, dar ideea asta că numărul 1 e un număr întreg. Deci trebuie să pornim cumva de aici, pentru că ca și femeie singură, care da, la un moment dat îmi doresc o familie când va veni ea să vină, perioada aceea din viață, dar eu trebuie să mă uit la mine și la cum mă pregătesc eu pe mine ca la un întreg. Nu mă pregătesc pentru ceva ce mi-ar lipsi. Exact. De asta ziceam 1, cifra 1 e un număr întreg și eu sunt întreagă. Adică nu mă pregătesc pentru ceva ce îmi lipsește. Uh-huh. Și atunci dacă gândesc prin perspectiva asta, pe mine mă ajută foarte mult să mă asigur că eu mă pregătesc sau nu, că eu îmi fac bine treaba mai întâi din punct de vedere al ceea ce numesc eu chemare principală. Chemarea mea principală de femeie credincioasă este să-L urmez pe Hristos. Foarte. Și dacă, apropo și de întrebarea ta cu intimitatea aceasta cu Dumnezeu, dacă eu investesc acolo și dacă eu urmez această chemare și o întăresc, evident că mă pregătesc și pentru, adică eu devin o persoană mai credincioasă, mai aproape de imaginea lui Dumnezeu, de imaginea lui Hristos, care mai apoi pot să o reflect și într-o relație de natura respectivă. Asta cred că e foarte important și da, la un moment dat apar și chemările astea secundare, chemarea de a fi, pentru mine acum e chemarea de a fi prietena unor oameni, de a fi slujitor, de a fi angajat, de a fi o grămadă de alte lucruri, dar la un moment dat va veni și chemarea de a fi probabil soție, de a fi mamă și cred că e mereu o... Iarăși mă refer și la echilibru despre care tu vorbeai, că trebuie să discernem în cartea Chemarea ta a lui Os Guinness, el face diferența asta între chemarea centrală și chemarea periferică. Și ele sunt dinamice, se schimbă de la o perioadă la alta. Poate că acum chemarea centrală este să fiu mamă. Dar sunt și niște chemări periferice pe care nu trebuie să le ignor. Și atunci, cred că trebuie să luăm aminte la lucrurile astea în timp ce zidim. Și în timp ce ne perfecționăm și muncim la noi înșine. Dar bucățica mea de răspuns asta zice că e, eu știu că acum trebuie să investesc în chemarea, acea chemare principală și asta cred eu că m-a ajutat pe termen lung. Nu știu dacă ți-am răspuns la întrebare, dar trag din nou cu ochiul spre mine, la o las pe ea să salveze situația. Eu am înțeles foarte bine ce tu ai spus. Aș adăuga că în momentul în care te dezvolți pe tine, devii și partenerul ăla. În loc să cauți partenerul potrivit, tu devii partenerul potrivit. Și m-am întrebat de multe ori de ce tinerele din zilele noastre dau așa de mult timp pentru a pregăti ziua de nuntă. Dau foarte multă energie, foarte mult timp, dar nu dau timp
pentru a se pregăti pentru ziua de după nuntă, adică ziua. Zilele, viața de după nuntă, viața împreună cu partenerul. Și când mă gândesc că să te pregătești pentru viața de după, mă gândesc cum ar fi dacă în loc să mergi doar la o consiliere sumară de 2 ore, o întâlnire cu pastorul înainte, cum ar fi dacă ai face ceva serios în care să cunoști partenerul, să vezi visurile lui, să vezi poate cum manageriază banii, lucruri de genul ăsta. Sau un curs de căsătorie înainte. Asta vorbind despre poate logodnici, dar după ce o femeie este căsătorită, sunt o grămadă de modalități prin care noi putem alege să zidim relația cu soțul nostru. Mă gândesc la faptul că noi nu încetăm să creștem în momentul în care ne-am căsătorit, gata, am ajuns la un nivel. Nu, dimpotrivă, de-abia acolo începe descoperirea persoanei de lângă noi. Și atunci... Și persoanei noastre proprii. Da, da, pentru că realizăm multe lucruri despre noi care nu le știam. Persoana de lângă noi este așa de apropiată și uneori ne vede în momente de stres, în momente de... când nu suntem exact noi, da? Dar mă gândesc la cum ar fi dacă în mod regulat am avea un timp de date cu soțul nostru, așa cum făceam înainte de a ne căsători. Sau cum ar fi dacă aș crește în modul în care abordez conflictul, în abilitățile mele de rezolvare a conflictului. Sau cum ar fi dacă din când în când l-aș întreba pe soțul meu cum pot să-l completez prin tăriile mele, pentru că până la urmă asta este o chemare pe care o avem în căsătorie, de a ne completa și a-L reprezenta pe Dumnezeu mai bine împreună decât separat. Cum ar fi dacă aș crește în modul de a asculta, de a asculta activ, nu a presupune deja că înțeleg ce a vrut să spună, ce a aștepta până la capăt, fără prejudecată și chiar a rezuma prin cuvintele mele ce a vrut să spună. Toate aceste lucruri eu cred că ajută să facem să fie prioritată relația cu soțul nostru, nu doar la nivel de idee, ci în mod practic. Eu cred că mai există un concept care se potrivește și mi se potrivește și mie în această etapă de viață, se potrivește și când vine vorba de familie și de orice altceva. Și asta este ce am observat eu, spre exemplu, în viața prietenilor mei care sunt deja căsătoriți. E ideea de disciplină. Disciplină, fie că vorbim de discipline spirituale, fie că vorbim de discipline practice, lucruri pe care eu, spre exemplu, din punct de vedere spiritual, sunt niște discipline pe care eu le pot nutri acum și le pot susține acum, care mă vor ajuta să pot să zidesc sănătos o relație pe mai departe. La fel cum în cadrul relației, apropo de prietenii despre care ziceam, văd că ei practică împreună niște discipline, atât spirituale, cât și efectiv discipline legate de organizare, de chestiuni administrative. Disciplinile astea funcționează și când vine vorba de alte soiuri de interacțiuni și relații. Deci cred că disciplina e un cuvânt cheie și un concept cheie când vine vorba de cum zidim relații sănătoase. Și aș completa disciplina, dar este important și să evaluăm din când în când. Pentru că putem să ne setăm prioritățile și să spunem pe primul loc este Dumnezeu, relația mea cu Dumnezeu, sunt dedicată să cresc spiritual, dar când îmi fac evaluarea îmi dau seama, dar n-am mai avut un timp cu Domnul de mult. Sau aș putea să spun, după Dumnezeu, pentru mine, pentru că sunt căsătorită, relația următoare este relația cu soțul. Dar când trag o linie și mă evaluez puțin viața, să constat că nu ne-am mai conectat inimă la inimă de ceva vreme. Și atunci cred că este important să avem timpul în care un pic evaluăm felul în care teoria
setării priorităților este cu adevărat și în practică. Și cred că de foarte multe ori suntem prea centrate pe priorități, pe discipline, dar uităm exact ce spui tu, să evaluăm, să ne dau rod, nu dau rod, ce facem bine, ce nu facem, ce nu facem bine. Timpul nostru s-a scurs, mi-aș dori foarte mult să mergem mai departe, așa că exact cum povesteam cu voi înainte de emisiune, invitația rămâne deschisă și de-abia aștept să continuăm ce am pornit aici. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost împreună cu mine. Vă mulțumesc și vouă că ați petrecut acest timp cu noi, exact așa cum spun de foarte multe ori, cum am spus și mai înainte, conversațiile noastre nu pot fi exhaustive, nu se limitează doar la timpul nostru, de aceea vă încurajăm să le duceți mai departe. Sper că ceea ce noi am discutat aici să stârnească alte idei și alte discuții sănătoase și bune împreună cu prietenele voastre sau cu femeile din jurul vostru. Mulțumesc încă o dată că ați petrecut acest timp cu noi și știți bine, ne vedem săptămâna viitoare. Thank you.